Bine v-am găsit, dragii mei! Lecția noastră de astăzi se numește Relații întreviețuitoare. Așa cum ați învățat în lecția trecută, un ecosistem este format din biotop, adică totalitatea factorilor fără viață abiotici din acel mediu de viață, și biocenoză sau totalitatea factorilor cu viață biotici. Așadar, astăzi vom studia relații în cadrul biocenozei. Și haideți să urmărim împreună acest filmuleț, să vedem câte tipuri de relații pot exista în cadrul biocenozelor. Hai să urmărim! Relațiile în comunitățile de viețuitoare sunt complexe. Speciile interacționează între ele în cadrul biocenozei și își influențează reciproc existența, dar în moduri diferite. Atunci când două viețuitoare depind una de cealaltă pentru a exista și ambele au beneficii în cadrul relației, acestea se află într-o relație de mutualism. Am întâlnit acest tip de relație sub forma simbiozei între specii, în cazul lichenilor. Vă amintiți care sunt partenerii în relația de simbioză a lichenilor? Care era rolul fiecărui partener în cadrul acestei simbioze? Un alt exemplu de mutualism este relația între planta iuca și fluturele care îi asigură polenizarea florilor. Aceste două specii au evoluat împreună până în punctul în care nu mai pot supraviețui una fără cealaltă. Femela fluturelui depune ouăle în florile de iuca. Totodată, preia polen de pe stamine și le transportă la alte flori, asigurând polenizarea. În schimb, planta oferă loc și hrană pentru creșterea larvelor fluturelui, chiar în interiorul fructului în formare. În alte situații, două organisme pot conviețui, însă doar una este avantajată, timp în care cealaltă nu are niciun avantaj, dar nici nu este afectată negativ. Relația se numește comensalism și este frecventă în lumea vie. Orhideele sălbatice și arborii pe care acestea trăiesc sunt într-o relație de comensalism. Orhideele primesc mai multă lumină de la soare dacă se află la înălțime pe ramurile copacilor decât dacă s-ar afla aproape de sol, în desișul pădurii tropicale. Arborii nu primesc nimic în schimb de la orhidee. Există mici crustacee care trăiesc fixate permanent pe corpul balenelor. Nu le fac rău acestora, dar nici nu le ajută în vreun fel. Dar, înotând împreună cu balena, beneficiază de mișcarea continuă a apei care le furnizează hrana formată din organisme mici, planctonice. Priviți chișcarul, un pește parazit. Ce observați la aspectul capului și al gurii? În ce mod și cu ce credeți că se hrănește? În relația de parazitism, specia parazită trăiește pe seama speciei gazdă. Prima este avantajată, cea de-a doua este afectată. Cu toate acestea, rareori parazitul își ucide gazda. Ce s-ar întâmpla dacă specia parazită ar exploata gazda excesiv, aducându-i moartea? Așadar, peștele chișcar se fixează cu gura ventuză prevăzută, cu un fel de cârlig, pe corpul altor pești, face tăieturi în piele și suge sângele, rămânând atașat de gazdă cât este necesar pentru a se hrăni. Observați și alte adaptări ale corpului peștelui la acest mod de viață? Cunoașteți alte exemple de paraziți? Puricii parazitează omul, dar și mamiferele domestice, câini, pisici, cărora le suc sângele și le produc probleme de sănătate. De asemenea, sunt specii parazite căpușele, păduchii, unii reprezentanți ai viermilor, diferite protiste și bacterii patogene. Pe frunze, flori și tulpini puteți observa afidele, paraziții plantelor, iar pe trunchiurile arborilor, unele ciuperci parazite. Vâscul este o plantă care extrage seva brută, apa și sărurile minerale, direct din tulpinile, ramurile, arborilor pe care îi parazitează și o utilizează în procesul propriu de fotosinteză. Este vâscul o plantă parazită? Da, pentru că deunează specii gazdă. Cu timpul, arborii parazitați își reduc creșterea și în final se vor usca din cauza lipsei de hrană. Totuși, pentru că realizează fotosinteza, este considerată semiparazită. Buburuza capturează afide pentru a se hrăni. Călugărița este renumită pentru iscusința la vânătoare și armele redutabile. Capturează și mănâncă greieri, albine, libelule. Ambele insecte sunt animale carnivore, prădătoare. Un animal care vânează, ucide și mănâncă se numește prădător. Relația acestuia cu prada se numește prădătorism. În această relație dintre specii, una este avantajată, iar cealaltă este afectată definitiv. Pentru că, spre deosebire de parazitism, în această relație, prădătorul chiar ucide prada.
Bun. Așadar am văzut câte tipuri de relații pot exista între viețuitoare. Noi o să discutăm despre trei categorii principale de relații. Relații de hrănire, relații de apărare și relații de reproducere. Începem cu relațiile de hrănire sau trofice. Trofei în limba greacă înseamnă a hrăni. După modul de hrănire, viețuitoarele se împart în trei categorii trofice. Producători, consumatori și descompunători. Producători. Păi, să învățăm logic, așa cum v-am sugerat de la prima oră. Se numesc producători înseamnă că aceste organisme produc ceva. Organismele își produc singure hrana cu energie de la soare prin procesul de fotosinteză. Așadar, în categoria producătorilor intră plantele care fac fotosinteza. Se mai numesc autotrofe pentru că, așa cum am spus, își produc auto, singure, hrana în propriul organism. A doua categorie trofică sunt consumatorii, animale heterotrofe, adică ele își procură hrana din diferite surse. Hetero înseamnă diferit. Și în consumatori avem mai multe categorii. Consumatorii primari, îi notăm cu ce? 1. Se hrănesc cu producătorii, adică cu plante, înseamnă că sunt animale erbivore, cum sunt iepurele, calul, vaca sau căprioara și altele. Consumatori secundari, notăm cu C2, se hrănesc cu animale și în acest caz se numesc zoofagi, exemplu pisică, lup, sau și cu plante și cu animale și se numesc omnivore, cum este porcul. Consumatori terțiari sunt animale care se hrănesc cu consumatorii secundari, sunt de talie mare, sunt prădători. Iar consumatorii quaternari sunt paraziți ai consumatorilor terțiari, cum sunt căpușa, puricele, tenia. A treia categorie trofică, descompunătorii. Sunt bacterii și ciuperci descompunătoare. Se numesc așa pentru că ele descompun substanțele organice din organisme moarte, animale sau vegetale și eliberează apoi în sol substanțe minerale pe care le vor absorbi prin rădăcinile lor plantele. Organismele așezate liniar, în ordinea în care se hrănesc unele cu altele, alcătuiesc un lanț trofic. Prima categorie am spus că sunt producători, da? Producători sunt plante. Avem figurat aici o frunză dintr-o plantă. Această plantă este consumată de omidă. Omida este consumator primar. Omida este hrană pentru vrabie, să spunem. Vrabia este consumator secundar, iar vrabia poate fi constitui hrană pentru o pasăre cum este uliul sau șoimul și aceasta este consumator terțiar. În lănțuirea aceasta între producător, consumator primar, consumator secundar, consumator terțiar este un lanț trofic. Și veți vedea că în funcție de fiecare ecosistem, v-am spus că de-a lungul semestrului vom studia diferite tipuri de ecosisteme, aceste lanțuri trofice sunt diferite pentru că există anumite viețuitoare în fiecare mediu ecosistem. Și descompunătorii sunt cei care vor descompune resturile vegetale sau animale în urma morții acestor organisme. Vor descompune substanțele și vor elibera substanțe minerale în sol pe care apoi le vor prelua din nou prin seva brută producătorii, adică plantele. Se creează astfel un ciclu în natură care este figurat aici, în această schemă, pe care vă rog să o rețineți, o să o scriem la final. Relațiile trofice pot fi exprimate prin lanțuri trofice, ca în schema de mai jos. Producători, am spus că sunt plante care sunt autotrofe, consumator primar, animale erbivore, consumator secundar, omni sau carnivore, consumatori terțiari, animale carnivore, prădători și, după moartea acestora, descompunători, bacterii și ciupești descompunătoare care eliberează substanțe minerale pe care le vor absorbi din nou în corpul lor plantele. Și uitați, așa circulă substanțele în natură.
Mai multe lanțuri trofice formează o rețea trofică. Aici este figurată o rețea trofică. Vedeți că sunt mai multe lanțuri trofice, da? Și din loc în loc aceste lanțuri trofice se intersectează. De exemplu, acest rozător, un șoarece, poate fi consumat și de vulpe, dar și de un prădător mai mare. Astfel, șoarecele este nod în această rețea trofică. A doua categorie de relații despre care am spus că o să discutăm sunt relațiile de apărare. Relația dintre două viețuitoare în care una oferă protecția celeilalte. Plantele, ele sunt fixate în sol, ele nu pot fugi de dușman, de aceea prezintă numeroase adaptări pentru a le feri de consumatori. Frunze cu ceară, cu periuri zicători, spini sau țepi sau pot produce diferite substanțe chimice. Simbioza este o relație de ajutor reciproc între două viețuitoare. Pentru apărare avem relația de simbioză dintre, exemplu, da, peștele clown și anemone. Peștele clown se adăpostește pe lângă anemone, ferindu-se astfel de dușman pentru că anemonele au tentacule urzicătoare, iar anemonele beneficiază de pe urma acestora, de pe urma peștilor clown, prin faptul că aceștia o curăță de paraziți. Este o relație reciproc avantajoasă dintre cele două viețuitoare. Camuflajul este o formă de apărare prin care viețuitoarele capătă culoarea corpului asemănătoare cu culoarea mediului în care trăiesc. Un exemplu clasic pe care cu siguranță îl cunoașteți este cameleonul, care știți că acesta își modifică culoarea corpului în funcție de mediul în care se află. Aici este verde pentru că se află prin verdeață. Mimetismul este o formă de apărare prin care viețuitoarele iau aspectul unor animale agresive pentru a speria eventualii dușmani. Aici este o mulie care prezintă pe aripi niște desene ca niște ochi de animal mare prădător. Astfel, dușmanii muliei vor crede că este un animal mare prădător și nu se vor apropia de ea. Este o formă de apărare, da? Și al treilea tip de relații, relațiile de reproducere. Cea mai cunoscută relație de cooperare pentru înmulțire este cea dintre plante și albine. Albinele culeg nectar, așa cum ați văzut și în filmuleț, și în același timp realizează polenizarea. Animalele se asociază în turme, în colonii, în familii sau pot sta singure și numai în perioada împerecherii își caută partener. În această perioadă ele emit sunete sau execută dansuri, mișcări sau chiar lupte pentru femele, cum este figurat în această imagine. Luptă în urma căreia cel învingător va reuși să se reproducă, să se împerecheze. Aici avem parada unui cuplu de pinguini imperiali. Trebuie să vă povestesc despre aceștia pentru că formarea cuplurilor are loc la sfârșitul lunii martie, atunci când începe iarna antarctică. Este însoțită de parade, de dansuri nupțiale și de cântece. Cuplul rămâne stabil pe toată perioada îngrijirii puiului și există posibilitatea ca perechea să se regăsească și în anii următori. La începutul lunii mai, femela depune un ou, apoi iese în larg pentru a se hrăni. Timp de 3 luni, masculii clocesc ouăle. Femelele se întorc în perioada ecloziunii, perioada în care puii ies din ou, pentru a-și regăsi colonia, se orientează după repere astronomice, după soare sau după relief. Foarte interesant. Un exemplu iar deosebit este ghidrinul, un pește de apă dulce, înrudit cu căluțul de mare. Este recunoscut după cei 3 spini mobili, de aici, aflați în fața înotătoarei dorsale. În perioada de reproducere, ghidrinul mascul își schimbă coloritul. Ia uitați, este același pește, numai că aici se află în perioada de reproducere. Pe partea superioară, dorsal, el devine albastru verzui, iar pe partea inferioară devine roșu. Ochii se colorează în albastru turcoaz. În același timp, masculul construiește un cuib din alge și își apără teritoriul atacând alți masculi
intruși. Femelele sunt atrase de acest comportament și vor depune ouăle în cuib. Masculul fertilizează ouăle, le îngrijește, le ventilează și după eclozare păzește puii. Nu puteam să nu vă povestesc și despre căluțul de mare. Aceștia trăiesc printre alge și ierburi, de care se ancorează cu codița lor care se încolăcește. Căluții de mare au un comportament reproductiv original. Femeia depune ouăle, adică icrele, în punga incubatoare deschisă la baza cozii masculului, unde acestea sunt fertilizate. Masculul sigilează punga și practic el poartă ouăle, da? El este, ca să spun așa, însărcinat. Poartă ouăle până la ecloziune, când acestea devin puiet, dar mai întâi dansează într-un ritual de împerechiere care poate dura și mai multe zile. Cuplul de căluți înoată la unison, ore întregi, uneori stând bot în bot, având cozile împletite. După un interval de între 2 și 6 săptămâni, masculul elimină progenitura, sute de pui odată. Însă doar o parte vor supraviețui, din păcate, fiind vânați de alte animale. Acum am să vă arăt alte tipuri de relații, relații de comunicare în lumea vie. Ia să vedem! Dansul albinelor este o formă de comunicare bazată pe mișcare, pe producerea unor semnale care vor fi receptate vizual. Atunci când albina cercetaș efectuează un dans în cerc, aceasta indică faptul că sursa de nectar este aproape de stup, la mai puțin de 40-50 de metri. Albinele lucrătoare, aflate în spatele dansatoarei, o ating pe aceasta cu antenele, detectând parfumul florilor impregnat pe corp. Aceste albine părăsesc apoi stupul în căutarea sursei de hrană indicate, ghidându-se după mirosul florilor care vor fi vizitate. Observând un stol de stâncuțe, putem descoperi unele metode de apărare și întrajutorare în grup. Ascultând cu atenție, distingem două tipuri principale de sunete emise în timpul în care acestea se hrănesc pe un ogor. Unul are mesajul "Eu am mâncat îndeajuns", iar celălalt "Eu nu m-am săturat încă". În momentul în care peste jumătate din vocile din cor spun că s-au săturat, stolul își va lua zborul. Unele animale formează grupuri pentru vânătoare pentru a captura rapid o pradă de dimensiuni mari. Și mamiferele acvatice folosesc tehnici ingenioase pentru a vâna. De exemplu, balenele ucigaje cooperează pentru a face să se miște blocul de gheață pe care s-a refugiat o focă. Aruncată în apă, foca devine inevitabil prada uneia dintre balene. Urcatul pe gheața plutitoare pentru a arunca în apă foci și pinguini este doar una dintre strategii. Alteori, balenele ies la suprafață în apropierea stâncilor pentru a face ca păsările să fie luate de valuri sau se aruncă intenționat pe plajă pentru a prinde lei de mare în apa mai puțin adâncă. Întrajutorarea în grupurile de delfini este un comportament frecvent manifestat atunci când unul dintre ei este în pericol. Când femeia delfinului naște, alte femele o înconjoară pentru a o proteja de rechini. Pe de altă parte, asemenea tuturor mamiferelor marine, delfinii respiră la suprafața apei, apoi se scufundă și nările lor se închid până la următoarea inspirație. Și puiul nou-născut trebuie să ajungă repede la suprafața apei pentru prima respirație. Boul moscat este un ierbivor de talie mare care trăiește sălbatic în nordul îndepărtat al continentului american și în nordul Europei, în rezervații. Nu trăiește niciodată singur. Viața în turmă oferă protecție. Imaginați-vă o haită de lupi apropiindu-se de turma de boi moscați. Aceștia văd, aud sau simt mirosul lupilor și se organizează pentru a se apăra, așezându-se în formă de cerc. Adulții pe margine, iar puii în interiorul cercului. Dacă are loc un atac, masculii puternici se vor afla în primul rând, în poziții bune de luptă. Lupii nu pot intra în cerc unde se află puii și, desigur, lupta pentru pradă este mult mai grea decât dacă s-ar lupta cu un singur animal. Căderea într-o groapă de nisip nu ar trebui să fie un pericol pentru furnici și alte artropode mici, însă dacă în fundul gropii așteaptă un animal flămând și feroce, ele devin hrană pentru acesta. Leul furnicilor este o insectă ale cărei larve vânează cu ajutorul capcanelor de nisip.
Larva leului furnicilor construiește capcanele săpând gropi conice, mici cratere nisip, și se ascunde la baza acestora așteptând ca furnicile să cadă în groapă. Atunci atacă prada cu cleștii puternici ai aparatului bucal și produce mișcări ale nisipului, care alunecă pe versanții micului crater, împiedicând prada să urce pentru a se salva. Licuriciul este un coleopter, un gândac, prezent și la noi în țară. Femela este lipsită de aripi și folosește bioluminescența în perioada de împerechere pentru a atrage masculii. Ea emite o lumină galben-verzuie de la nivelul ultimelor trei segmente translucide ale abdomenului. Lumina atrage masculii, care o pot vedea și din zbor. Aceștia sunt aripați și de talie mai mică. Insecta poate să emită lumină aproximativ 2 ore, apoi se retrage în adăpost până în noaptea următoare sau poate să înceteze semnalizarea luminoasă dacă a întâlnit un partener. Iepurii folosesc mirosul drept semnal de recunoaștere. Acesta servește la transmiterea de informații, dar și ca modalitate de marcare a teritoriului. Iepurii de vizuină trăiesc în grupuri mici, de 8-10 indivizi, pe un teritoriu bine delimitat. În centrul acestui teritoriu se află vizuina cu mai multe intrări, înconjurată de o rețea de cărări. La intersecțiile acestora sunt depuse excremente, diferite de cele pe care iepurii le lasă la întâmplare în teritoriu. Sunt puternic impregnate cu o substanță odorantă secretată de glandele din piele, mai ales de către masculi. Aceștia marchează de asemenea obiectele, trunchiuri, pietre, prin frecare cu partea de sub bărbie. Ați văzut cât de diversificată este lumea animală, cât de diversificate pot fi comportamentele pe care le întâlnim în cadrul biocenozelor. Am să vă rog să rețineți aceste 3 tipuri de relații. Aceasta este schema lecției și vă rog să o scrieți în caiete, așa cum v-am obișnuit. Relațiile de hrănire sau trofice, producători, consumator primar, consumator secundar, consumator terțiar, descompunători. În dreptul fiecărei categorii am scris ce organism se încadrează. A doua categorie, relații de apărare, simbioza, camuflajul și mimetismul. Și a treia categorie, relațiile de reproducere. Am să vă rog să rețineți aceste noțiuni pentru data viitoare. Până atunci, să ne revedem cu bine și spor la treabă. Vă pup! La revedere!